Capitolul 8 În vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraților lui Iuda, oasele căpetenilor lui, oasele preoților, oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului. Le vor întinde în fața soarelui, în fața lunii și în fața întregii oștiri a cerurilor pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi pe pământ. Toți cei ce vor rămânea din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea decât viața în toate locurile unde îi voi izgoni zice Domnul oștirilor. Spunele. Așa vorbește Domnul. Cine cade și nu se mai scoală sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși pentru ce, dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut, ci toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă la luptă. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului și ce înțelepciune au ei. De aceea, pe nevestele lor le voi da altora și ogoarele lor altor stăpâni. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacomii de câștig mărșav, de la proroc până la preot, toți înșală leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Vor fi dați de rușine, căci săvârșesc astfel de urăciuni. Nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Vreau să-i cu ei, zice Domnul nu vor mai fi struguri în vie, nici smochine în smochin, și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele. Pentru ce ședem jos? Strângeți-vă și haidem în cetățile întărite, ca să pierim acolo. Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. Așteptam pacea, și nu vine nimic mai bun. O vreme de vindecare, și iată groaza. Sforeitul cailor săi se aude dinspre Dan, și de vuietul nechezatului lor se cutremură toată țara. Vin, mănâncă țara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște bazilici, împotriva cărora nu este niciun descântec și vă vor mușca, zice Domnul. Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. Iată, strigă teleficei poporului meu răsună dintr-o țară depărtată. Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei? Pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini? Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Sunt zdrobit de durerea ficei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea ficei poporului meu?